Subvenție care va fi acordată în cuantumul de anul trecut. Maxim vineri va trebui să discutăm această problemă. Sunt convins că vom înțelege, sau toată lumea va înțelege, este obligatoriu să încercăm, mai ales în această perioadă de pandemie, să ajutăm populația, pentru că există diverse probleme în acest sens. 2020-2021 subvenție, posibil să prelungească și să avem posibilitatea și în 2021-2022 să acordăm subvenția. Dacă se creează această posibilitate juridică, în mod sigur o vom face. Deci, cam asta este logica și prioritatea zero în momentul ăsta. Și evident, foarte multă atenție pe ceea ce se întâmplă cu pandemia și pe ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în școli, pe faptul că avem 2,9 aproape, deci ne apropiem de anumite situații speciale. Clar, mult mai multe date, detalii despre ce se va întâmpla, le voi da într-o conferință de presă pe care o voi face probabil săptămâna asta, dar după ce avem toate documentele în față.